E un moment magic cu garda felină de la Disney Junior. Când Chiara se duce să vorbească cu hienele, descoperă curând că are o mare problemă. Alo! Regină Chiara, bun venit! Mă bucur că te-ai gândit la propunerea mea. Și ai venit singură? Foarte bine! Putem vorbi în detaliu, de la lider la lider, doar noi doi. Oarecum. Cred că o să renunț la propunerea ta. Pleci așa repede? Dar ești invitata noastră! Odată ce Simba aude că i-am prins fica, nu va avea de ales decât să-mi predea regatul luminii mie. Altfel... Habana! Chiara e pe stânca spartă și e înconjurată de hiene! După mine! Bune mișcări! Păcat că ești aici de una singură. Kion, ai venit! Evident! Oh, ce reuniune de familie emoționantă! Hei! Ai spus că cei doi se ceartă, Gianja? Putem să ne certăm, normal! Crezi că ne poți învinge pe amândoi? 6-2? Mi-asum riscul! Duende Kiroko! Garda felină îl va păzi. 6-6. Lăsați! Gianja! Gianja! Mersi, dragilor. Și Kion, ai avut dreptate să n-am încredere în Gianja. Hei, încă te aud! Ca orice frate și soră, Kion și Chiara nu se înțeleg întotdeauna. Dar când contează cu adevărat, ei sunt lăbuță lângă lăbuță. Urmăriți-ne în continuare pentru un alt moment magic și nu ratați Garda Felină la Disney Junior.